Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor. Doi bărbați și-au pierdut viața, iar unul a ajuns în secția de reanimare în urma unui accident rutier grav produs duminică seara pe traseul Chișinău-Leușeni, în apropiere de localitatea Iurceni. Potrivit poliției, totul s-a întâmplat după ce un bărbat de 38 de ani, care era la volanul unui camion, a efectuat o manevră neregulamentară și s-a ciocnit frontal cu un automobil care tracta și o remorcă. În urma impactului, conducătorul mașinii de 42 de ani și pasagerul acestuia de 40 de ani au murit pe loc, iar un alt pasager de 39 de ani a fost transportat la spital cu diverse traumatisme. Starea lui rămâne gravă, dar stabilă și necesită efectuarea unei intervenții chirurgicale pentru fracturi lucrătoare. Are fracturi multiple ale aparatului locomotor. În acest caz a fost deschis un dosar penal. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului. Forțele de ordine au precizat că șoferul care s-ar face vinovat de producerea tragediei este cercetat în libertate. Acesta riscă până la 10 ani de închisoare cu privarea de dreptul de a conduce vreun mijloc de transport. Un băiat de 16 ani a fost găsit fără suflare lângă fosta casă de cultură dintr-o localitate a raionului Edineț. Peste corpul neînsuflețit a dat o persoană din localitatea respectivă, care a și anunțat poliția. Oamenii legii anunță că pe suprafața corpului acestuia nu au fost depistate urme de moarte violentă. Motivul decesului urmează a fi stabilit în urma unei expertize medico-legale. În acest caz a fost inițiată o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele producerii tragediei. Un bărbat, membru al unui grup infracțional, a fost trimis în judecată după 18 ani de căutări. Potrivit PC Cox, în 2004, prin înșelăciune, acesta a intrat în posesia unui apartament de peste 600.000 de lei din centrul Chișinăului, pe care ulterior l-a vândut, iar apoi, tot prin înșelătorie, ar fi încercat să-l mai vândă odată. Oamenii legii anunță că până în prezent acesta s-ar fi eschivat de la răspundere din motiv că și-ar fi perfectat acte false și s-ar fi mutat cu traiul în Ucraina. Potrivit procurorilor, individul închiria locuința pe care ar fi înstrăinat-o ilegal. S-ar fi întâmplat după ce acesta s-ar fi înțeles cu proprietara ca banii pentru ședere să-i expedieze fiicelor femeii pentru achitarea studiilor lor în Anglia. După ce a căzut de acord cu această propunere, femeia i-a dat bărbatului un set de documente prin care acesta, împreună cu alți membri ai grupului infracțional, ar fi reușit să perfecteze un act de identitate și astfel să vândă apartamentul. Insula a fost reținută după ce unul din cumpărători a aflat de la vecini despre cele întâmplate. Pentru fapta comisă, el riscă până la 15 ani de închisoare. 39 de șoferi au urcat la volan în stare de ebrietate de Ziua Națională a Vinului, sărbătorită în 1 și 2 octombrie. Potrivit poliției, dintre aceștia, 31 de persoane se aflau în stare de ebrietate avansată. Oamenii legii anunță că în acest weekend, în total, peste 3500 de șoferi nu au respectat regulamentul circulației rutiere. Dintre aceștia, în jur de 1600 au depășit limita de viteză, 500 nu au ținut cont de prezența indicatoarelor de semnalizare rutieră, iar alți circa 500 au fost trași pe dreapta pentru că nu aveau cuplate centura de siguranță. Totodată, 352 nu au acordat prioritate pietonilor atunci când aceștia traversau strada. Și în această duminică, cetățeni din diferite regiuni ale țării au participat la protestul organizat de Partidul Șor. Oamenii au cerut alegeri parlamentare și prezidențiale anticipate. Potrivit protestatarilor, Moldova se află într-o criză fără precedent, iar pentru a o scoate, singura soluție este demisia guvernării, pe care spun că o consideră vinovată de scumpirile în lanț la produse și servicii. Organizatorii susțin că la acțiune au participat peste 50.000 de persoane, iar oamenii legii afirmă că ar fi vorba de aproximativ 6.500.
Cu pancarta antiguvernare în mâini, oamenii au protestat în fața președinției. Aceștia susțin că șeful statului, Maia Sandu, dar și partidul de guvernare nu s-au isprăvit cu crizele din țară. Oamenii nu mai pot tolera această nedreptate a autorităților pe care tot noi le alegem. Le alegem de la an la an, iar condițiile de viață se înrăutățesc. Am venit ca să facem schimbări în viață. Asta este viață pe care o trăim noi, bătaie de joc de oameni. Noi vom muri de foame, nu putem plăti nimic pentru că avem o pensie de 1800 de lei. Gata, așa nu se mai poate de trăit. Moldova, care a produs atât de mult, a devenit atât de săracă, dar ei nu-i pasă. La un moment dat, oamenii au lansat în aer o manchetă cu chipul președintelui Parlamentului Igor Grosu, legată de câteva baloane galbene, simbolizând, potrivit protestatarilor, demisia acestuia. Jos cu Grosu! Jos cu Grosu! Jos cu Grosu! Jos cu Grosu! Ulterior, manifestanții au încercat să intre în curtea clădirii prezidențiale. Accesul însă a fost închis. Organizatorii au instalat o scenă vis-a-vis de clădire, iar zona a fost patrulată de forțele de ordine. Organizatorii protestului susțin că, printr-un astfel de gest, Maia Sandu demonstrează că se teme de propriul popor. Niciodată nu a dat niciun semn că ar vrea să vină să discute cu propriul popor, că ar vrea să cheme reprezentanții poporului la discuții, să ne asculte păsul. Această președinte și această guvernare nu-și merită astăzi fotourile și nu mai ia legitimitate. Președintele partidului Șor a declarat în fața protestatarilor într-o intervenție video că dacă va fi nevoie, numărul corturilor va crește, iar orășelul schimbării se va extinde în toată capitala. Noi suntem datori astăzi să rezolvăm problema. Noi suntem datori ca astăzi să-i facem să plece. Trebuie să-i facem să plece astăzi. Maia Sandu, tu știi că nu te-ai isprăvit. Astăzi voi vreți să aduceți frig, foame și război în țară. Noi avem obligația să vă trimitem în demisie. Consilierul pe comunicare al președintelui Sorin Aștefârță ne-a scris într-un mesaj că nu comentează protestul. Anterior, șeful statului Maia Sandu a afirmat că statul va respecta dreptul cetățenilor de a protesta pașnic, dar instituțiile statului nu trebuie să admită provocări. Purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, ne-a scris într-un mesaj că este un protest finanțat din bani ilegali, un protest care folosește sărăcia și vulnerabilitatea oamenilor pentru a-l proteja pe Ilan Șor de justiție. Organele de drept trebuie să investigheze finanțarea acestui protest și să ia măsurile necesare în cel mai scurt timp. Precizăm că Procuratura Anticorupție a anunțat că investighează informațiile potrivit cărora unii protestatari ar fi fost plătiți. Acum câteva zile, Ilan Șor a anunțat că oferă personal bani pentru hrană și transportul oamenilor. Anterior, premierul Natalia Gavrilița a declarat că cunoaște problemele cu care se confruntă oamenii, precizând că guvernul caută soluții, oferă compensații și suport celor mai vulnerabile categorii de populație. Potrivit partidului Șor, următorul protest național va avea loc duminica viitoare, 9 octombrie, ora 15, tot în fața președinției. Potrivit Biroului Național de Statistică, inflația în Moldova a ajuns în august la 34%. Pe parcursul anului, produsele alimentare s-au scumpit cu peste 38%, produsele nealimentare cu 23%, iar serviciile cu peste 45%. Prețul gazului a crescut cu 362%, energia termică cu 92%, iar curentul cu aproape 60%. Situația complicată din economie, dar și creșterea prețurilor, autoritățile susțin că acestea sunt o consecință a războiului din Ucraina. Pentru a oferi sprijin populației, autoritățile au majorat salariul minim până la 3.500 de lei. Din 1 octombrie, pensionarii, a căror pensie lunară este mai mică de 5.000 de lei,
elevi vor primi un ajutor financiar unic de 1.500 de lei, iar bugetarilor cu salarii sub 15.000 de lei li se va acorda 3.000 de lei. Recent, Ministrul Muncii și Protecției Sociale a declarat că 60% din populație va primi compensația maximă la plata gazelor și a energiei electrice și a recunoscut că doar 1% dintre cetățeni își permit să plătească facturile pentru aceste utilități. Săptămâna începe cu noi scumpiri la pompă, crește prețul la benzină, motorină și metan. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, marți prețul benzinei va crește cu 6 bani, astfel că produsul se va vinde cu 24 de lei și 7 bani, iar cel al motorinei se majorează cu 7 bani, ceea ce înseamnă că acest combustibil va putea fi comercializat cu maximum 25 de lei și 47 de bani. Și cel mai mare distribuitor de gaz metan din țară a anunțat majorări de preț, astfel începând cu luna octombrie, panourile stațiilor PECO afișează prețul de 28 de lei pentru un litru de combustibil, cu 5 lei mai mult decât până la scumpire. Compania a explicat acest lucru prin faptul că în ultima perioadă s-a majorat prețul de achiziție pentru gaze naturale comprimate. Precizăm că la începutul lunii iulie, Transautogaz a scumpit gazul metan de la 17 lei și 80 și 60 de bani până la 21 de lei și 20 de bani, iar în luna septembrie un litru de combustibil a crescut la 23 de lei. De menționat că din septembrie 2021 a intrat în vigoare modificările la legea produselor petroliere, de atunci ANRE stabilește prețurile plafon pentru comercializarea benzinei și motorinei în țara noastră. Casa Națională de Asigurări Sociale a început din 1 octombrie achitarea suportului financiar în sumă de 1.500 de lei pentru cei peste 581.000 de pensii de beneficiari de pensii și de 73.000 de beneficiari de alocații sociale de stat. Pentru asta, din bugetul de stat au fost alocați 981 de milioane de lei. Beneficiari sunt cei a căror alocație lunară de stat nu depășește 5.000 de lei, iar printre ei se numără cei cu pensii pentru limita de vârstă, pensii speciale, de dizabilitate sau participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl. Suportul financiar unic este acordat de la începutul acestei luni și prin serviciul de plăți electronice MPI și va putea fi ridicat până la sfârșitul anului viitor. Compania de stat Energocom va putea cumpăra și vinde gaze pe piața din România. Agenția Națională de Reglementare în Energetică de la București a acordat o licență companiei moldovenești. Energocom s-a înregistrat de asemenea pe platforma regională de rezervare și a primit acces la depozitele de gaze din Ucraina. Iar Moldelectric a semnat un acord cu Transelectrica România pentru livrare de urgență a energiei electrică în caz de necesitate. Despre aceasta a anunțat astăzi ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spânu. Energocom a declarat anterior că a devenit membru afiliat al Bursei Române de Mărfuri și va putea cumpăra pe piața spot gaze naturale la preț de piață. Reamintim că la sfârșitul lunii august, Comisia pentru Situații de Urgență a dispus ca Energocom să achiziționeze în două tranșe 10 milioane de metri cub de gaze de la Moldova Gaz și să îl trimite spre depozitare în România. În 30 septembrie, în același scop, Comisia a decis ca Energocom să achiziționeze încă 15 milioane de metri cub de gaze de la Moldova Gaz. Ministerul Apărării declară falsă informația despre care afirmă că a apărut în unele surse mass media din Federația Rusă, precum că în Republica Moldova se pregătește anunțarea mobilizării militare în toată țara. În acest sens, instituția vine cu anumite precizări. Mai exact, Ministerul Apărării scrie că mobilizarea este demarată doar atunci când se declară stare de asediu sau de război, lucru care îl poate face Parlamentul la propunerea Consiliului Suprem de Securitate. Numai după asta, afirmă instituția, șeful statului poate declara cu aprobarea legislativului mobilizarea parțială sau generală.
Ministerul precizează că în Republica Moldova nu este stare de asediu și nu există premise pentru declararea mobilizării. În context, populația țării este îndemnată să se informeze doar din surse credibile și oficiale pentru a preveni dezinformarea. Un obiect turistic unic în țara noastră se află în satul Clișova Nouă din raionul Orhei. Este vorba despre complexul de meșteșuguri Arta Rustică, iar ceea ce îl face deosebit de altele este Muzeul Viu, unde meșterii populari creează exponatele chiar în ochii vizitatorilor, care de altfel se pot implica și ei în procesul de lucru. Totul a pornit de la o locuitoare a satului care, din dragostea față de artă, a deschis acasă un atelier de creație unde se adunau doamnele iscusite din localitate, dar și copiii dornici de a învăța meșteșugurile basarabene. La un moment dat, locuința e devenit neîncăpătoare, așa că a deschis complexul de meșteșuguri Arta Rustică. Mai multe detalii despre tot ce se întâmplă acolo aflați la ora 19:30 din emisiunea de la TV6 Moldova la pachet, realizată de colega noastră Dorina Macarici. Încă din copilărie, Ecaterina Popescu, o fostă profesoară de limba română din Clișova Nouă, căpătase drag de arta populară și tradițiile strămoșești. Așa i-a venit ideea să își deschidă acasă un atelier de creație. Lucram cu copiii, cu vecinile și l-am dezvoltat până într-atât că într-un moment dat mai când încăpeam. Și atunci soțul mi-a propus să-mi iau zestrea, să caut loc. Am transformat atelierul meu de creație aici într-un complex de meșteșuguri populare. Complexul este structurat în mai multe compartimente: casa mare, muzeul țesăturilor autentice, sala de expoziție cu secții de port popular și covorul basarabean și, nu în ultimul rând, cea mai vizitată încăpere, centrul de instruire în domeniul meșteșugurilor, în cadrul căruia a fost înființat un muzeu inedit. Aici, în satul Clișova Nouă din raionul Orhei, se află unicul muzeu viu din țara noastră, unde turiștii care vin pot vedea cu ochii lor cum sunt confecționate lucrările autentice expuse în acest complex. Ba mai mult decât atât, se pot implica direct în procesul de lucru. Poftim, observați, capetele sunt aduse toate în partea dreaptă, noi trebuie să le ducem în partea stângă. Ușuriel, introducem degetele printre firii, prindem cu astea două degete și îl dăm suprapunându-l pe următoarea coaie. Ecaterina Popescu a adunat cele mai iscusite femei din sat pe care le-a învățat mai multe meșteșuguri. Aici se confecționează opincuțe, se brodează ei și tot aici se țes covoare cu motive basarabene, de mult uitate. Țes un paratar. Paratar cu figuri geometrice. Țes foarte complicată ei. Merge renașterea motivelor de pe covorul autentic, care se țeseau în secolul XVIII. Pomul vieții, spicul de grâu, floarea busuiocului și încă multe, multe altele. Femeile sunt angajate la centrul de instruire în domeniul meșteșugurilor și primesc un salariu pentru ceea ce fac. Eu acum torc lână. Ați crezut vreodată că veți fi plătită pentru a face lână? N-am crezut niciodată. Ecaterina Popescu ne duce faima în întreaga lume. Femeia și-a pus ca scop să transforme mândria locală în una mondială. Noi am prezentat expoziții de scoarțe în 14 țări ale lumii. Străinii rămân încântați de covorul nostru basarabian. Echipa noastră de femei a participat la elaborarea a două dosare mari pentru a fi înscrisă în lista reprezentativă UNESCO, cămașa cu altiță și tehnicile de realizare ale covoarelor. Să-l transformăm din patrimoniu local în patrimoniu mondial. Colecția de zeci de covoare cu motive basarabene din complexul de meșteșuguri Artă Rustică poate fi nu doar admirată, ci și cumpărată. Meșterițele țesând cu ușurință, într-un timp scurt, altele noi. A
atât pentru această oră, doamnelor, domnilor. Eu sunt Dorina Gherganov și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Mulțumesc pentru atenție. Pe curând!